faceți? Dragoș. Așa, deci am invocat aici această ședință foarte... foarte înaripată aici pe această aripă de avion. Acum, pe aripă de avion, bă, tu ești în regulă pentru la că? Pentru că. Pentru că este cel mai sigur loc, adică nu se poate întâmpla nimic și nu ne poate auzi nimeni, ce ziceți? Este foarte frumos. Ce tare e aici, suntem la nivel înalt, da, ce este motor? Pot să mă dai la penis! Tony, du-te să salvează-l. Focă? Focă? Bă, ai zis că e sigur. Da, sar după el! Tony, înainte să se vezi! Vrei să spun ceva amuzant? Da. Ascultă. Jos în munți, nu e mare. Deci n-are cum să se nece, o să moară. Rândul tău! Du-te! V-am luat aici, după mie, deoarece mi s-a întâmplat cel mai nașpa lucru și eram în nesiguranță acasă și vreau să vă spun cât timp sunt sigur ca să nu mai fiu nesigur. Și te-ai gândit că de aici e cel mai bine să ne chem pe o aripă de avion, bă. Aici e cel mai sigur lucru. Exact. Ai dreptate. Bun. Deci eram și eu frumos, da, cu cafeluța mea. Bă, și-au venit piticii cafele și mi-au furat cafeaua, bă. Mi-au furat boabele, mi-au furat tot. Mi-au furat cafea. Bă, omule, voi el auziți pe ăsta ce zice? Bă, există piticii cafele, sigur există. Bă, omule, bă, ăsta nu bea cafea în primul rând. Mi s-a întâmplat și mie la fel cu piticii cocainei. Poftim? Nimic? Focă, nu aici, nu cu ei. Nimic, focă, e de la vânt, așa. Păi și piticii, Marijoana? Staci! Focă. Dragoș? Da. Și la fel s-a întâmplat și cu tatăl tău, au venit piticii tatălui tău? Bă, deci nu pot să cred, bă. Tu ce faci, mă? Tu primești... Piticii tatălui lui Dragoș. Bă. L-au furat. Bă, nu trebuie să zici chestiile astea. Cu toții știm că tatăl lui Dragoș l-a abandonat când era mic. L-a lăsat în maternitate. Nu, l-au furat piticii. Bă, l-a lăsat în maternitate acolo pentru că toată lumea l-ura. L-a văzut ce urât e. A uitat legenda în care se povestește despre cel mai urât copil că l-au abandonat copiii părinții la naștere. Cred că ar trebui să uiți în spate. Stai, bă, Dragoș, că n-am vrut... Uitați-mă ce ați făcut, bă, că l-am și eu supărat. Eu mai vine de ce zici că e urât? Tu ești urât și pitic, mai ești un extraterestru cu ochii mari și prost. Da. Și dacă lui iau piticii, au furat tata. Ai o șosetă pe cap, să taci. Poftim? Piticii ți-au furat scula. Piticii sculei. Scula mea! Piticii meni. Scula mea! Bă, ascultați în continuare, da? Acești pitici, stați puțin chiar mă loc în care. Stați puțin, mai, stați încoa și uitați. Stați doar încoa, vă rog. Mai departe. Adică să stau să mă uit la tine cum te caci? O să mă cac în avion, da? Dar pentru a voastră... Ai nevoie de ajutor? Nu, focă, încă. Pentru a voastră siguranță, vă rog să spășiți aici, exact aici. Ce faci? Poate se duce să... Să ce? Să ia pastile. De nu, că i-au furat pe cei pasiele. Dragoș? În burnă invocă ceva demoni? Nu cred că mai e Dragoș după ce s-a întâmplat acolo. Eu zic că cea mai sigură soluție e să sărim, eu primul. Bă, băieți, acum am căcat. Mă simt bine, totul e bine. Sunt feroce, sunt lin. Așa că acum ajutați-mă! Cu ce să te ajutăm? Veniți cu mine în Zimbabwe să luăm iar boabe de cafea. Poftim! Pentru că mi-au furat piticii boabele de cafea. Am nevoie de boabe de cafea noi, deci trebuie să mergem în Zimbabwe să facem rost de boabe de cafea. Idee. Îți recuperăm și tatăl? Da, scula. Bă, poți să nu-l mai faci să plângă pentru o secundă. De ce te iei de mine? Eu? De ce mă iau de tine? Da. Tu te iei de el în continuu, bă. Eu mai vrei să rămân de pe avion? Ce caut acolo? Și cum a ajuns acolo? Argheo! Au! Băieți, ea este decapotabilă țuții. Bă, tu iar ai venit, mă, cu mașina pe avion, bă, omule. Bă, dar nu e decapotabilă. Tu ești decapotabil sau o să fii în curând? Bă, ce facem, bă, cu mașina în avion? Bă, suntem în avion. Ce facem cu mașina? Asta e cea mai rapidă metodă de a ajunge și cea mai rapidă mașină. Are 724 de cai putere, tu știi ce e? Un cal egal doi cai. Bă, suntem pe avion, cum poate să fie mai rapidă mașina asta, bă? Da, singur! Bă! Nu, merge la viteza metalului, asta merge la viteza luminii. Și în plus are parașută. Ce parașută are, mă, mașina asta? Parașuta de măt, pentru că am mai fost aici. Ți-am dat o zi! Vezi că-ți pleacă mașina, nu te spăra. Bă, stai, țuții! Țuții! Bă, dacă se... Aoleu... Săriți după aia, trebuie să o prindem! Unde, bă, să prindem mașina?
Vin! Aoleo, du-te, du-te, bă, du-te. Tony, bă, nu spune că și tu... Doamne ferește! Tony, da? Gata, hai că n-a fost așa de rău. Cum să nu fie așa rău? Am să ridic pe un avion ca să prindem o mașină. Bă, asta fac zilnic, doar că de obicei ieși în flăcări. Fii atent, Tony. Suntem în deșertul antic saharitic, da. Așa că vom merge să zăm o apă, ce zici? O apă? Păi ca să te simți mai bine. Bă, focă iară linge cactus, bă. Bă, nu-l opriți, bă. Bă, focă, bă, bă, oprește-te, bă. Mai doare limba, mai doare limba. Focă, stai să-i spun în limba lui. Focă, trebuie să spun ceva, focă. Și nu e ok să duci cactus. Te duci la benzinărie și iei apă, sedit. Dacă am set de la cactus în limba și se ling pe fine, te doare? Însarcă. Bă, nu mă linge, bă. Bă, nu mă mi se face scârbă, vă lasă, linge-l pe Tony, linge-l pe Tony. Nu, Tony, nu, Tony. V-am pregătit aici o serie foarte frumoasă de ATV-uri. Eu le-am păstat galben. Am o întrebare, Tony este color blind? De ce? A spus că le-am pălat galben. Era nou pălat galben. Bă, Tony, bă, tu nici să mai vezi bine, nu știi, bă. ATV-urile astea sunt foarte firave. Focă, nu, trebuie să-l pierdem, după el! Ui! Cine bucură primul e cel mai șmecher. Fiți atenți, băieți, acum o să iau o gură foarte frumoasă de apă. Nu, eu primul, că mie mi-e rău. Marci, rândul meu. Bă, Dragoș, tu ești dement? Tu ești dement, bei benzină, benzina asta trebuie să o punem în ATV-uri. Și gata, asta costă bani, da? Ia și o plătești, N-ai bani și măcar să ieși strada și tu vrei să bei benzină. E apă. Cum, bă, cum e apă? Deci explicăm cum e asta apă. Apa curge în general de aici? Da. Da, tu bei bere de la benzinărie apă. Ești un dement, stai din gură. Tot eu sunt dement, da? Dacă eu sunt dement, măta eu dementă. Focă, hai să spun ceva. În spate tău este un munte frumos, doar că tu o să vezi un Big Chungus pentru că ești gay. Deci e un knuckle acolo. Bă, și eu văd unul, înseamnă că și eu sunt gay. Tu vezi unul? Bă, da, și eu văd unul. Și tu ești gay? Nu știu. I'm gonna spit on you. Bă, vine un avu, OZN, bă! Bă, Dragoș, bă, unde ne-a adus, bă? Bă, Dragoș, bă, unde ne-a adus, bă? Bă, Chungus! Bă, unde pleacă? Unde pleacă? Fără dacă nu! Nu știi pe mine! Bă! Dragoș, împinge-mă, aruncă-mă în sus, aruncă-mă în sus! Cute! Și spre el n-am ajuns! L-a furat! Abia ce eram, mi-a făcut semn prieten și l-a furat! Nu, luați-vă și pe mine, de ce el? Luați-vă ATV-urile, urmărim Naveta! Let's go! Băi, aici, Tony, unde o urmărești? Bă, Dragoș, pregătește-te să nu spui chestii nașpa, bă, că ne speri extraterestri ăștia! Bă, ce faci ăsta? Bă, Tony, bă, unde vii așa, mă, cu... Bă, ce-ai făcut, mă, la TV? Nimic. Tu ce ai făcut la TV? Uite, uite, bă, uite! Ce, bă, acolo, bă? Suveniruri! Suveniruri? Bă, de-o să văd și eu, bă! Robocop! Uite, bă, Robocop! Mamă, ești nebun! Robocop! Vreau eu pe Robocop! Bă, hai să le luăm pe astea și hai să luăm și o apă, că mi-e sete de rău, bă! Bă, Dragoș, bă, poți să-mi te rog o apă, te rog! Bine, stai, vino, că trebuie să plătim tot odată! Domnul? Bună ziua, mici aceste casete și o apă, dacă se poate! Casete! Ce? Casete! Ce? Casete! Da, da, carcasă, bun. Da. Și această apă. Da. Vreau să-mi dați această apă. Păi, n-avem apă. E acolo apă. N-avem apă. Păi adică, n-aveți, e apă fixă față de apă. N-avem apă. Ba, domne, eu cred că aveți apă. Uitați, domne, apă. Am zis că... N-avem apă. Bă, tu-ți gogoașa, mătii, care ești aici. Dă, bă, apă în secundă asta sau îți dau mare pumn în față. Ieși afară. Bine. Da, eu am încercat, băieți, vă descurcați voi cu el. Păpușoi, păpușoi! Da, da. O apă, da. Te rog, ca să mă sting și eu, că sunt prea hot. Hot. Am ajuns la o benzinărie. Hai că asta trebuie să fie bună, poate un vânzător mai bun. Eu zic să intre să vedem. Bună ziua! Salut! Bă, ăsta nu e același vânzător cumva? Bă, bă, cred că da. Stai. O singură care să testăm. Domne, da? Vreau și eu acest pahar. Care pahar? Exact, același vânzător. Bă, da, tu ce faci? Cum te-ai teleportat aici înaintea noastră, bă, că-ți dau mare palmă, te las liber și furtul. Deci, ca să-ți explic, eu dețin toate benzinările din zona asta de, Vrei să-ți spun ceva? Nu vorbești peste mine, taci! Ești un deținător foarte
prost, tragi din gură, da? Uite la tine, nu știi să dai acestea un client foarte prost. Nu mă facă, zic de doamna mă. Zic de doamna mă, nu mă facă, eu poate fac să plâng și te văd pe aici, pe jos. Nu mă face. Păi f***ți mă, te crești, mi-e crezi mă, vrei să te bate mă. Bă, tu vrei să ne adăm, vrei să o dăm aici, vrei să o dăm aici. Bă, te fac la grătar mă, fraiere. Bă, opriți-vă mă, bă, nu mai dați mă, bă, stop mă, bă, ușor bă, cu bătaie, bă, bă. Bă, băieți, am ajuns în sfârșit în Zimbabwe, uite muntele Everest în spatele nostru acolo, sus de tot. Ăla nu e muntele Everest. Da, ăla e cerul. Nu, no, voi nu vedeți muntele acolo. Puți. O, da, păi și ai o șoset. Bă, ideea e că suntem aici pentru că sunt mănuțe care mănâncă cacao. Caca. Nu, care mănâncă cafeaua. Păi o prelucrează în boabe de cafea și fac cea mai bună cafea. Adică o mănâncă și o cacă mai exact. Și așa de bună, așa că aici venim. Tu vrei să nu spui că mănânci căcat? Nu. Eu beau căcat, pentru că e cafea. Ce față fină ai. Oh, focă. Wow. Alo? Așa, n-a fost nimic. Focă, continuăm mai încolo. Așa, hai să mergem la maimuța. Stai. Unde mergem? La maimuța rege. Tu ce faci mă acolo? 4. 5. A nebunit. Bă, stai. Noi mergem la maimuța rege acum? Da. Ca să-ți cace ție boabele de cafea? Exact. Da. Și o să-l cace și pe taică tu? Bravo, mă, sper el și acum, bă. Acum, la sfârșit, când ajunge. Ești la... o proastă, așa pleacă, nu te place nimeni. Poți să mori, aruncă-te, n-ai tu pe o sari de undeva la înălțime. Foca. Prostul, dracu. Foca, vreau să spun ceva față-înfață. Bă, tata, te cezi că vine acum maimuța rece? Ce, vine maimuța rece? Bă, nu mi-ai zis că are 15 metri, bă, maimuța... Bă, Dragoș, bă. Nu-i regulă ce face aici, bă, Dragoș, bă. Dă-mi boabele de cafea, te rog. Bun, dragii mei, ăsta a fost episodul de pe ziua de astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Nu uitați să bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem ca întotdeauna tura viitoare. Pupici cu sclipici, pa, pa. Bustă de un scurangiu.